am venit din București special ca să vă vorbesc despre pasiunea mea și am puțin emoții, nu că am drag când vorbesc cu oameni. Eu mă ocup de explorare, ilustrează spațiile abandonate, care pot fi valorificate de oameni ca voi, de studenți, de la arhitectură. Ce înseamnă reptilianul? Ați văzut titlul. Reptilianul este un personaj creat de mine în urmă cu 6 ani, care întruchipa dorința de a cunoaște, de a se aventura prin spații mai puțin cunoscute din București, inițial. A fost, de asemenea, pseudonimul meu. Am făcut explorări urbane cu prietenii mei, mă duceam prin conaci abandonate, prin fabrici, prin spitale, prin hoteluri abandonate, chiar și sub București, tuneluri și catacombe. Înseamnă pe clădiri și arhivam într-un fel Bucureștiul. Blogul este reptilianublogspot.ro. Împreună cu prietenii mei încă din liceu am încercat să facem această arhivare. Aveți aici imagini din Mosculeți. Cam emoții. Fostă ceasărnicărie. Aici a fost Societatea de Asigurări Națională. Imagini din interior. Sunt multe riscuri. Deci când vorbim de explorare urbană, vorbim și de riscuri. Ceea ce fac eu nu este problema legală. Ca să intru aici, să ilustrez aceste spații, apelez la tot felul de metode. Oamenii nu înțeleg asta, am avut tangențe cu poliția. Au fost foarte înțelegători oamenii, n-am știut cum să vorbesc cu ei. Polițiștii mi-au spus, măi băieți, aveți grijă că găsiți tot felul de oameni, ne pun la cap. Pe lângă casele astea sau în blocurile unde intrați să faceți fotografii urbane. Aici este fabrica Pionieru, apropo de antevorbitoarea mea cu fabricile. Sunt multe fabrici abandonate după Revoluție. Se făceau încălțăminte aici, Adidas. Asta este fabrica Flamura Roșie de modăsuri, gunărie. Spitalul Caritas, care a fost abandonat de câteva luni sau un an, chiar. Multe vagoane prin Gara Basarab abandonate și hotel Muntenia, fostul Hotel Paris de pe strada Academiei vis-a-vis de Facultatea de Arhitectură Ioan Mincu. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă mai există asemenea spații? Spațiile astea există, sigur. De ce să plecăm aici? Știu. Unele dintre ele au fost recondiționate, au devenit centre culturale, neconvenționale, cum ar fi Carol 53, nu știu dacă ați auzit de el, Bulevardul de Carol București. Sunt expoziții de fotografie, de pictură, au loc piese de teatru, concerte. Aici, Carol 53, locuiesc oameni aici, au fost niște tineri care au avut această inițiativă, n-au fost arhitecți, au studiat arhitectură. Mai nou în magazinul București, abandonat din București, are loc în acest weekend, chiar în timp ce vorbesc acum, un workshop. Tineri artiști care vor să se afirme. La fel a avut loc în parcarea Ciclop, o parcare de pe Bulevardul Maghiero, o expoziție de street art. Tineri pictori și artiști au desenat parcă în toată parcarea. Parcarea s-ar putea să fie restaurată în curând. Mi-am notat ceva aici. De asemenea, mai am un alt proiect. În urmă, cu câteva luni, eu vizitând Transilvania cu prietenii mei, mergând cu coriturile peste tot, cu trenul, cu un buget foarte mic, am avut ideea de a vizita și satele abandonate din Transilvania. Am făcut o listă cu satele abandonate doar din județul Sibiu, momentan. Am
găsit vreo 10-15 sate. Ideea a luat formă cumva, am zis să facem o campanie de crowdfunding, de multifinanțare, am pus proiectul pe un site românesc și în urmă o săptămână proiectul s-a finanțat. Noi vom merge în decembrie acum, la finalul lunii, chiar înainte de sărbători, în un sat abandonat, din comuna Sheikha Mare, se numește Mutindoala. Poate ați auzit de satul ăsta. În 1973 mai erau 50 de case, acum mai sunt vreo 8 în picioare. Sunt două biserici, una ortodoxă, care este complet ruinată, n-are acoperiș și copaci au crescut în interior, și una evanghelică, care arată mult mai bine. Anul trecut am uit ultimul locuitor și am aflat între timp că acolo locuiește din când în când un artist. Tara von Newdorf, Sorin Tara, care vrea să restaureze biserica evanghelică, a concesionat-o. Și planul lui era să pipeze pe interior cușine din istoria sa și din Transilvania. A aflat că n-are voie să facă acest lucru, pentru că biserica este din secolul 14-15, în schimb va apela la o tehnică lui, care va putea pe niște plăci. Noi vom merge acolo ca să facem un film documentar, va fi o serie de filme documentare despre fiecare sat în parte. Și sper să ilustrăm cum mai bine aceste spații. Foarte mulți studenți de arhitectură, cum am spus, mi-au mulțumit pentru blog și pentru articole și i-am ajutat să refacă cumva aceste spații. Eu nu m-am făcut de restaurarea lor sau... Și doar aici este facultatea Ion Iuncu, să vedem prin fereastră. Nu fac. Dacă vă dă voie, nu știu cine e șeful, Regătona, se numește Volteanu. Subsolurile de aparatul Parlamentului arată tot așa. Dar de când nu vă dă nimeni voie. S-ar putea să nu ne dă nimeni voie. Unii și arhitect acum am ce spus. Primaria municipiului București mi-a dat un mail că ar avea în plan un proiect despre cetăranul Bucureștiului și ar vrea să valorifice cumva toate aceste tuneluri și catacombe. Pe sub Cismigiu sunt, din cât am aflat, și mai vorbim și de asemenea de planul Z al lui Ceaușescu, tuneluri de evacuare în caz de revoluție pe care nu l-a abordat. A fost mințit de sergent, cine a plecat acolo, de una din mășerea închise, care făcea legătura cu altă rețea. În fine, sunt foarte multe tuneluri și ne-am putea cumva compara cu Parisul sau Roma, în acest punct de vedere. Și ar fi păcat să fie închise sau folosite doar pentru depozitare de... nu știu ce. Deși în ruine putem compara cu orașele mari. Nu ne putem? Avem și noi ruine. Ah, ruine. Sigur, vă mulțumesc frumos.